Pentru absolvenții de clasa 12 a început febra examenelor. Prima sesiune din acest an a debutat cu proba orală la limba și literatura română. În județul Alba s-au înscris pentru acest examen peste 3.000 de absolvenți. Proba A se va desfășura pe durata 3 zile în intervalul 8-10 iunie, urmând ca în zilele de 10-12 iunie să se desfășoare evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Seria probelor orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, programată între 22 și 26 iunie.